Roinița este o plantă atât medicinală, cât și o plantă aromatică. Cred că toată lumea ar trebui să aibă în curte, în grădină, roinița, această plantă cu un miros îmbătător care atrage albinele. Roinița, după recoltare, se folosește în principiu în ceaiuri. Ceaiurile de roiniță sunt foarte bune pentru combaterea oboselii, a stărilor de insomnii, a stresului. În principiu, pe partea psiho-emoțională se bazează roinița și poate fi găsită chiar și în dropsuri, în combinație cu alte substanțe, este un foarte bun calmant. Roinița, în principal, putem spune că este o plantă de liniște, o plantă liniștitoare care îți conferă o stare de relaxare în urma consumului. Roinița se poate folosi chiar și în bucătărie. De la roiniță se folosește exclusiv partea aeriană, herba, adică tulpină cu frunze și flori. Se aseamănă foarte mult cu urzica. Crește sub formă de tufă, are frunzele un pic asemănătoare cu urzica, însă este un verde mult mai strident, mult mai colorat, iar mirosul este cu totul altceva. Crește până la o înălțime de 60 de centimetri. Roiniței se mai spune iarba albinelor, de aici și plantă meliferă, și are o însemnătate și puțin religioasă, de poalele Sfintei Marii. Tradițional, românește, se mai numește și lămâița, deoarece are un miros foarte apropiat de lămâie, dar în același timp este și un miros de mentă. Deci este un amestec de mentă cu lămâie. Roinița nu se întâlnește spontan, este doar cultivată, nu este plantă din floră spontană. Se întâlnește foarte mult în grădini și mai ales se întâlnește în grădinile apicultorilor. Este o plantă meliferă, chiar și denumirea latinească vine Melissa officinalis, vine de la o veche nimfă greacă despre care se spune că a inventat apicultura. Apicultorii, pentru unificarea roiurilor sau pentru atragerea lor, își freacă ramele de la stupi cu frunze de roiniță, iar acest miros de lămâie amestecat cu mentă este irezistibil și stupul va fi imediat populat cu albine. Roinița nu este deloc pretențioasă. Pe solul pe care este plantată rezistă foarte bine, chiar și la secetă, chiar și la înghețuri. Se recomandă plantarea ei prin răsaduri. Deci metoda de însămânțare nu prea funcționează la roiniță. Prin răsaduri puternice, viguroase, primăvara foarte devreme și pe suprafețe mari, cât și în grădină, pentru atragerea albinelor, este excelentă. Semințele se pun în lădițe, într-un sat foarte subțire de pământ și se udă constant, de două ori pe zi. Acestea, când vor începe să germineze, când au o înălțime și o vigurozitate cât de cât acceptabilă, se iau din lădițe și se repică. Ce înseamnă repicarea? Se ia fir cu fir și se transplantează într-un ghiveci separat. Ghivecele acestea se pun în solar sau afară, iar când planta este pregătită, se va transporta în câmp unde va fi plantată. Se recoltează de două ori pe an. O primă recoltă la începutul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, în funcție de diferitele zone din țară și de temperaturi, și o ultimă recoltă la sfârșitul lui august sau la mijlocul lui septembrie. La recoltare, roinița de obicei la bază face niște tulpini foarte groase, iar acele tulpini sunt efectiv niște bețe fără principii active. Deci se recomandă o tăiere un pic mai deasupra, partea aeriană fiind undeva la 30-40 de centimetri. Deci bețele acelea groase, fără principii active, se lasă pe sol și nu se folosesc. Când se curăță solul de acele bețe rămase, în cazul în care tufa de roiniță s-a extins foarte mult, fără nicio problemă se taie, este o plantă perenă, următorul an va ieși din nou.